Prea glorioși părinți și frați, fiți credincioși, timpul vedeți cât de repede trece, parcă mai înainte începeam perioada aceasta frumoasă a triodului și iată deja că au trecut 3 săptămâni și suntem în duminica aceasta lăsatului sec de brânză sau în duminica de acum când începem postul mare, căci de mâine se începe postul mare. Și am avut înaintea ochilor noștri exemple bune, frumoase, puse de către biserică înaintea ochilor noștri duhovnicești. Am auzit de vameșul și fariseul, de rugăciunea cea smerită a vameșului. Am auzit apoi de fiul cel risipitor care plecat fiind de lângă părintele său cel ceresc, periculos de departe, cum s-a întors și cum tatăl s-a bucurat. Pentru că acolo nu trebuie să înțelegem nimic altceva decât chipul nostru urățit de păcat, chipul nostru plecat, a plecat spre cele pământești, spre cele căzute, spre cele de jos și întoarcere de acum la Părintele Ceresc, care permanent cu bunătate și cu dragoste ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Și cum am auzit frumos spunându-se că pentru el și pentru cei din jur acela a fost pierdut și s-a aflat, dar pentru Hristos, pentru Dumnezeu, pentru Părintele Cel Ceresc, pentru Tatăl Cel Ceresc, mort era și a înviat. Adică a ieșit din păcat, a părăsit păcatul, nu este altceva decât a ieșit din moarte și a te ridica, înseamnă altceva decât a învia, a te așeza iarăși precum strămoșul Adam. Și duminica trecută, duminica în care eu am lipsit de aici, din mijlocul dumneavoastră, s-a deschis mănăstirea Solca și cei care vor ca să sprijine cu ceva, este binevenit. Nu sunt nici de unele, nici veșminte, nici mai nimic. Și în duminica trecută, deci, în duminica fricoșatei, judecă fricoșătoarei, judecăți, când faptele se vor vădi, nu altfel decât așa cum le-am făcut, când, dar ce este cel mai dureros, când se va vedea că de multe ori, chiar și cei, cum spune Sfântul Simeon Metafrast, când se va vedea lupul că era îmbrăcat în haină de oaie, adică cel care se părea că este bun și blând, că el era de fapt altceva, ți era potrivnic, adică în toate se vor vedea, se vor vădi, când dragostea fățarnică se va vedea ca o viclenie, ca o uneltire și toate absolut, pentru că la fricoșătoarea judecată nu el este drept, pentru că vrea el stăpânul Hristos, ci noi vom cere stăpânului Hristos ca să fie drept. Faptele noastre vor cere Părintelui Ceresc să nu mai fie în stare de miel, de iertător și jertfitor, de jertfitor și iertător, ci să fie de acum drept judecător. Și în această duminică de acum a izgonirii lui Adam din Rai, duminica lăsatului sec de postul mare, când ne amintim de strămoșul Adam. De ce această duminică, de ce au așezat-o Sfinții Părinți, chiar la începutul postului mare, răspunsul este unul singur, scurt și limpede, pentru a ne aminti de bucuria părintească, pentru a ne aminti cât de bine este lângă Părintele Ceresc. Pentru că dacă Adam a fost izgonit din Rai, nu a plâns Adam nici după pomii Raiului, nu a plâns Adam după răcoarea serii, care era acolo în
În rai, cum spune în cartea afacerii, nu a plâns după nimic altceva decât nu mai auzea glasul lui Dumnezeu și nu mai simțea prezența lui Dumnezeu. După aceasta a plâns Adam, strămoșul nostru, și plânsul lui a fost lung și amarnic. Până când? Răspunsul iarăși este unul, până ce Hristos a venit. Și avem în față icoana învierii și iată-l acolo pe strămoșul Adam, prins de mână de Hristos. Ce înseamnă? Adică ridicarea lui Adam de acum la starea aceea din tâi. Ridicarea lui Adam a strămoșului din pedeapsă, ridicarea din neascultare, prin ascultarea lui Hristos, vindecarea neascultării lui prin ascultarea lui Hristos, căci duminica aceasta de astăzi ne amintește de neascultarea lui, de neînfrânarea lui. Dacă e să citiți și aveți acum la îndemână și siraxarele, de exemplu, s-a tipărit într-un volum separat doar numai sinaxarele din perioada apostolului, a perioadei triodului. Și acolo le găsiți învățătura bisericii pentru perioada aceasta foarte frumos așezată prin grija Părintelui Patriar. Ei bine, deci în sinaxar atât de frumos ce prezintă, că s-a pus acum în duminica aceasta și pentru a ne aminti că el, dacă a căzut, Adam a căzut de înfrânări, prin neînfrânare, noi prin înfrânare, de acum, să ne apropiem de Domnul. Sunteți toți convinși că veți ține postul mare? Sunteți toți ferm convinși că nu veți abdica de la acest război duhovnicesc? Este vreo unul care e îndoit? Mai sunt, poate, cumva. Cine este îndoit? Cine nu este hotărât? Cel care încă nu prea a cunoscut pe deplin iubirea lui Hristos. Cum am auzit pe un părinte spunând despre cei ce au plecat din biserică, despre cei care au plecat la așa zisele case de adunare sau s-au pocăit, aceștia nu au gustat frumusețea iubirii lui Hristos și frumusețea viețuirii într-o Hristos, de aceea au părăsit corabia. Ei bine, cel care a gustat din frumusețea iubirii lui Hristos nu poate ca să nu se bucure că începe postul mare, nu poate să nu se bucure că are acces mai mult la iubirea de oameni a lui Hristos, în a se uni cu Hristos, pentru că în perioada aceasta ne spovedim mai des, ne împărtășim mai des cu preacuratele taine, avem psaltirea la îndemână, citim mai mult din psaltire, devenim mai omenoși. E duminica iertării, cum a menționat și Părintele în cuvântul său, chiar la început. E duminica iertării. De ce? Pentru că ne cerem iertare unii de la alții. Iar noi aici avem rânduiala, în mănăstiri se păstrează rânduiala iertării. În Biserica Ortodoxă Slavă, în Biserica Ortodoxă, deci rusă, în mod deosebit, cu două zile înainte de începutul postului mare, având se întâlnește ierarhul cu toți preoții slujitori din eparhia sa și toți preoții, fac metanie și cer iertare de la ierarh și nu numai. Am avut și noi în zilele acestea, chiar luni, acum pe 8 martie, am avut o întâlnire cu ierarhul nostru, toți stareții și starețele și preoții duhovnici din mănăstire, am avut o ședință de vreo 5 ore aproape, în care s-au discutat probleme duhovnicești din mănăstiri și nu numai, probleme duhovnicești care se întâmpină la taina spovedaniei
toate având un singur scop, împlinirea noastră într-un Hristos, unirea noastră, apropierea noastră de Hristos mai mult. Deci și Duminica Iertării se numește această duminică în care deci ne cerem iertare, pentru că nu putem intra în perioada postului mare cu inima cârlig, adică să nu ierți din inimă, să nu scoți din inimă vrăjmășia sau dușmânia sau grăirea de rău sau altă patimă. Iubiții mei, dacă cineva se va întreba cât a stat Adam în rai, pentru că a cugetat despre Adam și despre șederea lui și despre frumusețea paradisului, să știți că este un lucru deosebit de frumos și avem scrieri la Sfinții Părinți despre lucrul acesta. Unii din părinții bisericii și scriitorii bisericii spun că ar fi stat Adam ca la 100 de ani, alții 7 ani spun, alții că doar 7 zile a durat șederea lui Adam în rai până ce a gustat din pomul oprit, până ce a încălcat porunca neascultării. Porunca ascultării și a făcut neascultare. Iubiții mei, să ne silim prin post și prin rugăciune, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Ați auzit cuvinte frumoase rostite aici despre post și ce înseamnă postul. Dacă se spune că Adam trebuia să contemple, să-L contemple pe Dumnezeu și să cugete asupra lucrărilor, lucrurilor, mâinilor lui Dumnezeu și să-L slăvească, dar nu să cugete asupra ființei lui Dumnezeu, adică să nu cerceteze cu mintea că ce-a fost căderea, o cercetare cu mintea, hai să fim și noi ca Dumnezeu. A zis Eva către strămoșul Adam. Spun părinții când și cântările de astăzi că postul este dat prin dumnezeire. Adam prin mâncare a pierdut în dumnezeirea. Prin post dobândim de acum în dumnezeirea și noi. Iubiții mei, să ne silim, căci postul este frumos, este născător de multă virtute, de multă dragoste, de multă bunătate. Și să cugetăm în aceste zile, prin pocăință, să cugetăm asupra stării strămoșului nostru și dacă El a pierdut prezența, dacă Adam a pierdut prezența lui Dumnezeu, starea aceea în preajma lui Dumnezeu, să ne silim prin ascultare, prin post și prin rugăciune, să ne apropiem de Dumnezeu și mai mult și să trăim prezența Lui. Căci, vedeți, vremurile sunt destul de grele, interdicțiile sunt multe și să veghem, să rugăm pe Dumnezeu, Cel din fire bun și blând, să ni se arate nouă tuturor ca un părinte care ne poartă de grijă și nu altfel. Căci iată, este aproape, fără câteva zile, este aproape un an de zile de când este această ispită peste întreaga omenire să rugăm pe Prea Bunul să se milostivească și să dea sănătate tuturor și să dea minte limpede și curată și să nu se așeze omul în locul lui Dumnezeu.
să nu se așeze omul în locul cel sfânt, căci locul cel sfânt al minții și al inimii noastre, mai întâi de toate, nu este altul decât Dumnezeul nostru. Lui fie slava și puterea în veci. Amin. Fiții mei, la orele 16, astăzi după amiază, vom avea slujba vecerniei și la sfârșit vom avea rânduiala iertării cu rugăciunea cea mare de dezlegare. Apoi, în zilele acestea, în zile dimineața, vom începe la orele 4:30 cu miezonoptica, utrenia, ceasurile și în zile când nu avem liturghie, adică luni, marți și joi, imediat obednița și vecernia. Dar ce vă interesează mai mult pe dumneavoastră? Canonul cel mare. Îl vom avea, sperăm să nu intervine ceva în program, îl vom avea în fiecare zi la orele 15 după amiază. Este posibil ca și în ziua de miercuri, care în fiecare an dădem la ora 14, o oră mai devreme, să fie tot la ora 15. Vom anunța în ziua de marți dacă intervine ceva în program. Apoi în ziua de miercuri avem liturghia darurilor menite sfințite, iar pregătirea pentru Sfintele Taine pentru dumneavoastră se începe de acum cu spovedania, deci începând de joi după amiază, vineri, sâmbătă. În ziua de vineri avem și taina Sfântului Maslu. Vom avea perioada aceasta apostolului, vom face taina Sfântului Maslu cu mai mulți preoți și vom săvârși și în mai multe zile, zile care deja le-am anunțat, de 26, 27, 29, 30, 31 martie, 1 și 2 aprilie vom avea taina Sfântului Maslu. Toate sunt și toate le facem spre slava Dumnezeului nostru, spre sănătatea întregului neam, a întregului Adam, cum frumos spun părinții bisericii și în mod deosebit Sfântul Sofronie Saharov, a întregului Adam, pentru că întregul neam omenesc se trage din strămoșul Adam. Și toți suntem fii ai aceluiași părinte al lui Adam și el fiu al lui Dumnezeu. Post cu folos, cu pace, cu bucurie și Maica Sfântă să dorească tuturor iertare în inimă, minte și inimă, minte curată și limpede, inimă voitoare și o voință sănătoasă spre toată fapta cea bună. Amin.